Drumul județean ce traversează mai multe comune din județ are toate șansele să fie finalizat la data stabilită în contract. În ciuda pandemiei, societatea care a câștigat licitația a continuat să lucreze, respectând condițiile impuse de situație. Astfel, muncitorii au ajuns cu lucrarea în localitatea Bălești. Acest drum leagă localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu și continuă în această perioadă cu intervențiile pe raza comunei Bălești. 6,3 km de drum pentru un sol ce traversează satul Cornești din comuna Bălești prin turnarea stratului de mistură asfaltică, urmând a se interveni cu strat de bază și strat de binder pe partea carosabilă a drumului. Totodată, în această perioadă, sunt în derulare și lucrurile de reabilitare a șanțului și accesul la proprietăți. Acest drum, în lungime de 15,6 km, este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL 2, așa cum noi toți îl știm. Investiția contractată este în valoare de 36.155.000, cu termen de finalizare luna decembrie 2020. Până acest moment, cu toate că a fost perioada de iarnă, cu toate că a fost perioada de stagnare, având în vedere ceea ce s-a întâmplat cu pandemia, stadiul de realizare este de 35% și văzând cum se lucrează în această perioadă, suntem convinși că perioada prevăzută în contract va fi respectată. Șeful județului speră să nu fie probleme cu decontarea lucrărilor efectuate. Ne dorim ca acest program național de dezvoltare locală să fie finalizat în bune condiții și de ce nu, cu discuțiile avute cu mai mulți primari din localitățile din județul Gorj, să fie suplimentat, pentru că satul românesc, localitățile din județul Gorj și nu mai au nevoie de dezvoltare în infrastructura rutieră. Au fost probleme cu plățile, cu virarea banilor? Până acum nu așteptăm, pentru că din luna decembrie anului trecut, Ministerul Dezvoltării a introdus o procedură nouă, toate situațiile de lucrări sunt verificate de ISC-urile locale. În baza avizului conform a ISC-ului, se procedează, sperăm într-un termen scurt, și la decontare. Consiliul Județean Gorj nu a avut probleme în ceea ce privește verificarea în teren a tuturor obiectivelor existente pe PNDL 1 sau PNDL 2 și de asemenea, așa cum am spus, ne dorim ca fluxul financiar să fie urgentat. Proiectul este finanțat în baza Programului Național de Dezvoltare Locală și din fonduri de la bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj.